Machiaj de Halloween doar cu creioane. Încercăm acest machiaj simplu, zic eu, care pare că fiecare se va descurca cu el. Haideți, repejor, să fie un machiaj rapid. Luăm un creion de sprâncene, care este cu așa vârf subțire. E ușor cu el de lucrat. Cum fără căpucean? Iată așa. O să facem un viermișor. Să încercăm să facem asta repede, din păcate eu am numai un eyeliner. El arată foarte drăguț, da? Îl lăsăm un pic să-și revină. Luăm încă un lip liner roșu, doar waterproof am, nu am altul, că simtem un pic de volum. Parcă îmi lipsește pe ochi. Haideți să-i adăugăm și pe ochi. Ce fel de vier mi-a rupt. Da, mi s-a dus linia. E foarte greu pe tine să desenezi diferite chestii. E mai ușor pe cineva. Așa e mai credibil. Că nu stă într-un loc, da? Și adăugăm un pic de roșu. Creionașul e scuțit. Putem să trecem la treabă. Dacă înăuntru... E dat așa un blic. Pentru că în afară nu este sens. De făcut nu se vede foarte tare. Contrastul nu se vede foarte tare, așa că nu cred că este sens de mai... Dacă de făcut un machiaj rapid, nu cred că se merită de făcut cu alb, pentru că nu e așa, nu se evidențiază mai deloc. Așa-i facem un pic de volum. Aici așa se vede un pic, dar nu cred că avem nevoie, noi direct facem un machiaj rapid să fie, dar noi dăm, avem 12 minute de când filmăm. Noroc că astăzi nu mă duc eu după copiii la grădiniță și la școală. Haideți să desenăm piciorușele. E că totuși avem gândul nostru. Vreau să spun că la mine mai tare decât un gândac fioros seamănă cu o furnică drăguț. Parcă o furnică cu mai multe picioare. Nu mă înspăimântă. Haideți să-i facem antenele astea un pic mai... Să-i facem un pic de păr. Antenele este așa mai... altfel. Spăl tot asta de pe față. Așa e mai nice. Era prea mare distanță între ele. Cum e bine?
Acum să facem la picioruțe un pic de păret, așa ca aici. Mi s-a bătut eyelinerul cu fond de ten și cu grăsime. Am încetat să-mi desenez asta și n-am niciun creion negru. Să încercăm cu creionul cafenil. Cu asta să desenăm perișorii. Subțiri și cam greu o desenează, dar poate și doar pe frunte așa să-i facem și să-i desenăm. Și aici ne lipsește foarte, foarte tare niște buze mai evidențiate, așa că să facem cu cafenil și tot cu ăsta. Eu nu-mi desenez sprâncenele de tare mult timp, dar creioane ne-au rămas încă. Deci asta am făcut-o. Vreau să dau un pic mai întunecat. Un caial cafenil. Da, să facem un pic de contrast. Pe piele așa e albă. Ne trebuie și dacă aici e întunecat și aici ceva jos să echilibreze. Adăugăm ceva roșu, un tint de la Etude. Îmi place foarte mult, îl poți folosi și aprins și mai slab, superbă culoare, ce la nebunie. Un pic cam mult. Pentru că renunțat la oglindă, de asta nu văd bine în cameră ce fac. Corectăm un pic. Este de la Catrice caialul ăsta, dar e așa de super pentru buze. Coca-Cola Lips. Da? Am făcut Coca-Cola Lips și o să-i dăm un pic de la Revolution, așa, avem un... Dar poate nu? Poate să lăsăm așa atât? Așa? The sun goes down and the moon comes up. Da, să-i încercăm. Ia mă cuș, cum mai bine. Cred că era mai bine dacă nu era cu sclipici. Îmi plăcea mai tare. Iată și machiajul de Halloween. Simplu, ok, drăguț, adică nu-i tare, strășnicuț, normal, interesant, creativ, de ce nu? Dar cu creioane și cu două rujuri, da? Un lipstick și două produse pentru buze. Cu două produse pentru buze. De fapt, aici sunt multe produse pentru buze. Cum vă? Eu zic că e ok. Dacă v-a plăcut și machiajul de astăzi, lăsați-mi, vă rog, un thumbs up și un subscribe dacă încă n-ați făcut-o și pe pagina mea puteți să găsiți alte două clipuri pentru Halloween. Dacă încă nu e Halloween-ul și ați văzut acest clip, alegeți o variantă dintre cele două. Asta este tot pentru astăzi. Vă doresc o zi frumoasă! Pa!